Yeah.
unde nu sunt plecat. Romii, soțul meu insistă să ne cumpărăm bilete de la festivalul Georgenescu, ca să venim tuturor că sunt plecată din nicăieri. Mă simt ca într-o ușă. Al doilea zvon despre mine este că, de fapt, nu sunt plecată din țară, dar că am început plecare definitivă și aștept aprobare. Nu se mai miră nimeni văzându-mă, însă eu nu încetez să le spun tuturor. Știți, eu nu sunt plecată din țară. Eu n-am început plecare definitivă. Eu nu pot scrie decât aici. Domnul Butuc este un bătrân ardelean care face pe ochistul și are grijă de instalațiile vechi a anumitor case, instalațiile vechi de încălzire a anumitor case de pe strada noastră. Îi place de fiecare dată când ne întâlnim să ne povestească despre satul din care vine, știindu-ne ardelean. Cum eu, în ultima perioadă, nu prea mai ieșit din casă, de fiecare dată când l-am întâlnit pe om, l-a rugat să-mi transmită salutări și în ultimile zile a insistat întrebând dacă nu m-a pățit ceva. Azi de dimineață, soneria de la ușă sună prea lungă, ușa e domnul Butuc care strigă la proiectul dușmanos. Unde e doamna Ana? Vreau să spun pe doamna, unde e doamna Ana? Ies în ușă. Vezi bine, nu am omorât, n-ați murit! Apoi începe să plângă în hohote ca un copil și începe să ne povestească cum de mai multe zile a auzit că am pățit ceva și că aseară i-a fi spus cineva de pe strada noastră că știe sigur că m-au omorât, m-au tăiat în bucăți, m-au băgat într-un sac și m-au aruncat în drumul. Ce urmăresc ei cu aceste zvonuri? Să interpreteze de oamenii apropiați de mine prin frică? Sau poate, de fapt, pe mine vor să mă întrebeze? Pe mine vor să mă spui multe? Suntem la comandă. Eu cu mami. La casa noastră de la țară și ne pregătim să dăm o raită prin pădure înainte de a ne așeza din nou la scris, când primim un telefon de la București. Alo, da? Veniți de urgență. Vi s-a inundat casa. Pe sub ușa voastră curgea mari valuri. Plecăm de urgență la București. De sub ușa noastră nu curge nici măcar o picătură de apă. Totul e normal cu excepția telefonului vecinilor. Sunăm la ei la ușă și întrebăm de ce au inventat și ne spune... I s-a părut. Pe cum să mi se pare, dau eu să spun. Apoi îmi dau seama că totul e inutil. E clar, totul a fost inventat și scopul invenției e ca să ne scoată din casa de la Comana pentru câteva ore pentru a putea percheziționa. Plecăm de urgență înapoi la Comana, evident, harabăbura e atât de mare și casa e atât de răvășită, încât e clar că ei nu caută ceva anume, ci vor să ne transmită un mesaj. Noi nu avem nimic de ascuns, cu excepția caietelor pe care le luăm întotdeauna cu noi. O vecină ne spune că a văzut doi haidamași. Am văzut doi haidamași că au intrat prin spate, prin livadă și au strigat la ei. Ce căutați mă în curtea omului? Ieșiți afară că chem miliția! La care unul dintre ei s-a apropiat de mine și mi-a spus să am grijă ce vorbesc, dar vreau să fie păstrat băiat în serviciu. Și la pe care au spus din livadă ciuperca. La noi e livadă, crescuse o ciupercă de dimensiuni neobișnuite și hotărâsem împreună cu vecinii, distrându-ne să o lăsăm să vedem cât are de gând să se rotunjească. După întâmplarea asta cu percheția, ne-am adus aminte că Romia are o povestire despre o ciupercă uriașă care asigură necesarul de proteine ale unei întregi țări. După o săptămână ne-am întors la București și pe preșul din fața ușii am găsit ciuperca smulsă din livadă. Atunci, pentru prima dată, s-a făcut frică, tocmai pentru că totul e atât de absurd. Ce mă sperie la aceste percheziții e caracterul subliminal păstrat la nivelul sugestiilor. E ca și cum ei vor să ne transmită... Voi știți că noi știm că voi știți. Dar nu trebuie să uitați că și noi știm că voi știți că noi știm. Percheziția de cele mai multe ori avea ca scop instalarea microfoanelor. Cu sau fără microfoane, cu sau fără percheziție, cu sau fără inundație. Manipularea l-a reușit. Ne-au tulburat și ne-au demonstrat că cel puțin psihologic suntem la terenul lor. Suntem tot la Comana, spălăm un fel la frântână și la un radio mutat de Swiss, ascult cel de-al 14-lea congres, Ceaușescu ne-a ales. Din spatele barului, la oarecare distanță, un grup de copii râd și se joacă, învârtindu-se și cântând o frază,
Copii, de unde știți când de până? Ce l-a învățat când de până ăsta? Și la ei. Copii, încep să râdă și o ia la fundă. După tot ce s-a întâmplat în decembrie, m-am întâlnit adesea la fel de cercuri de la Romana din noiembrie, ca la o dovadă clară a organizării savante a prevenirii proces, ca la o dovadă clară a manipulării subliminare a trecerii mentalului. Nu mai face de rău,
vorba de securitatea care nu mai dezvoltea de dușmani cu modul limitase, ci și arestat-o, trimițându-i fără judecată la Girafa, Sie, Aiu, Cavni, Râmnicu Sărat, Gherla, Periprava, Salcia și în celelalte mai bine de 300 de locuri de detenție și exterminare. Acest bătrân comunist îi reproșa Ceaușescu că nu era destul de comunist. Continuă el să-mi spună. Bine, dar pe mine mă întrebați, eu nu vreau să fiu vicepreședinte al nimănui. De ce nu-l propuneți pe domnul Dinescu? O să fac, e cam isterică. Mircea! Mircea! Vino să auzi ce spune despre tine domnul Bucan. Dinescu s-a apropiat de noi zâmbind, dar chiar atunci s-au deschis ușile lari și am fost invitați în căperea adevărată unde ne așteptai eu Dinescu. Ne-ai invitat să ne așezăm, a dat mâna cu fiecare extrem de zâmbitor. Am privit masa de jur pe jur. În dreapta mea erau cei doi generali, militar și Stănculescu. În stânga erau mai era ceva, Mircea Dinescu, apoi mai departe de Mancornea și restul scaunelor erau ocupate de figuri pe care nu le mai amintesc. Lângă Ion Iliescu stătea Sirul Lucan. Stăteam liniștită în locul meu, convinsă că până la sfârșitul ședinței nu voi mai avea nimic de făcut. Și în timp ce ascultam discursul introductiv al lui Ion Iliescu, priveam cu ochi de scriitor figurile recunoscute din prejurul mesei. Dizidenți, personalități culturale, revoluționari. Discursul inaugural ajunsese în punctul în care se puneau structurile organizatorice ale noi puteri. M-am întrerupt din exercițiul contemplativ pentru că mi-am auzit numele. Eram propusă vicepreședintă al Consiliului Frontului Salvării Naționale. Dar am spus că nu accept. Am strigat aproape întrerupându-l pe vorbitor. Nu mai trebuie să renunți. Avem de voie de cineva iubit de popor. Am înțeles atunci ceea ce nu îndrăzneam să gândesc în ultimele 5 zile de îndoiel. Că aveam nevoie de oameni ca mine pentru a-i aranja pe ei în vitrine la adăpostul cărora să poată funcționa când am fi deranjați. M-am maturizat politic în aceeași jumătate de oră mai mult decât de-a lungul unor întregi ani de încercări, speranțe și iluzii. Am continuat să spun nu! 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 Sustrăgându-mă în ultima clipă și aproape prin miracol manipulări. Bine, atunci când tocați. Restul ședinței nu-i mai amintesc. Erau un ministri, secretar de stat, director. Țin minte că Mircea Dinescu i-a propus pe Mihai Șora ca ministru al învățământului și pe Andrei Preșu, ministrul culturii. Ambele idei erau potrivite și m-am bucurat, deși m-am mirat felul în care aproape automat propunerile erau acceptate. Nu mi-a trecut prin cap că ar putea fi stabilite dinainte. Când am ieșit din clădire, era o noapte neagră din care s-au auzit clănțănitul unor cariere și se vedea undeva spre orizont din când în când liniile rapide și luminoase ale unor. Am fugit până acasă și am putut de repede cu inima cu bulice. Mai târziu am aflat că doi ancori mi-a fost să-ți adusă cu o mașină și dusă înapoi cu un tab. Dacă aș fi știut asta atunci, probabil aș fi imediat, imaginând că era o formă de protecție și nu de una de arest. Cu toate că știu tot ce știu despre programarea și manipularea anului 1989. A fost un an programat la scară mondială. Nu voi înceta să numesc ceea ce s-a întâmplat în decembrie, Revoluție. Pentru că, deși a fost o piesă politică minuțios scrisă, actorii din stradă nu știu că sunt doar actori și au murit cu adevărat.
E un om cinstit. Un om care niciodată nu a încălcat legea. Și dacă va reminte de el, nu va trebui nici altora să o încarce. Eu nu mai lucru să vă spun. Și nu mai lucru la voi. Atunci când vă duceți la vot, să vă aduceți aminte ce vă spun eu acum. Domnul profesor este un om drept, serios și cinstit. El nu știe de cum. Și după ce va fi primar, el o să va aplice la toți legea. Nu a fost aplaudat. Oamenii s-au îndepărtat părând preocupați de ceva. Spre surprinderea tuturor, alegerile au fost câștigate de fostul primar. De câtă subtilitate psihologică a fost în stare acest personaj grobian cu 7 clase și o școală de partid? De câtă finețe psihologică a fost în stare și de câtă... să aibă intuiția și săriște totul cu ea că legea îi sperie pe oameni. Ca a fi cinstit într-o lume în care de decenii, dacă nu cumva de secole, tot se descurcă, se orientează, se învârte. Între un ticălos despre care ei știu că e un ticălos și între un om cinstit despre care ei știu că e un om cinstit, l-au considerat mai puțin periculos pe primul. În timpul vieții universității, jurul meu s-a trasat în cer de aversiune și iritare. Oamenii de la Comana mă întrebau dacă e adevărat că în piață dansează femei goale și stau drogați în porturi. Și o vecină ne-a povestit cum învățătorul învață pe copii să arunce cu pietre în mașina noastră când o văd intrând în sat. Mi se pare incredibil cum învățătorul ar fi putut să învețe așa ceva. Incredibilă nu era manipularea, ci promptitudinea cu care reușiseră să schimbe în doar câteva zile relațiile interumane dintre noi și acei țărani. Adică de ce oameni pe care îi pusesem noaptea la spital cu mașina, atunci când nu venea salvarea? De ce vecini cărora le scrisesem copiii la școală erau mai dispuși să creadă zvonurile care se vehiculau despre noi decât argumentele noastre de bun simț? Poate pentru că simțeau un simț al oportunității exersat de milenii că noi reprezentăm o minoritate lipsită de apărare și că e mult mai sănătos să se plaseze de partea cealaltă. Sub acest fond, ne-am întors la casa de la Comana pentru câteva zile să reparăm acoperișul casei, pe care o furtună mișcase câteva țigle și, odată cu venirea ploilor, totul s-a transformat într-o catastrofă. Meșterul care ne făcea de obicei reparații nu se găsea, nu era sat. Am găsit un alt meșter care ne-a spus că avem nevoie de o bucată de tablă. Tabla nu prea se găsea atunci. Am aflat, după ce ne-am agitat puțin, am aflat că câteva zile în urmă, în gara din satul vecin, s-au descărcat 3 vagoane de tablă, o comandă a noului șef al fostei gospodării colective. Mai fusesem în satul vecin, știam foarte bine cum arată, însă totul era atât de transformat, încât aveam senzația că sunt într-un decor de film american. Am ajuns în dreptul unei porți destul de înalte, am sunat o vacă, am așteptat ceva timp până când ne-a spus un tip. Bine ați venit! Vă rog să puteți! Curtea văzută din interior părea mai degrabă un depozit de construcții, normale de țigle, carton asfaltat, cărămizi, scânduri, lemn proaspăt tăiat. Pe terasa casei erau mai multe scaune din răchită, în jurul unei mese și la oarecare distanță, ca într-un film suprarealist, un pian cu coadă, cu capacul deschis, la care zâmbea o fetiță de 4-5 ani, murdar la gură și pe mâini de sucul fructelor proaspăt mâncate. Noi n-am venit să vă deranjăm, am venit doar să vă întrebăm dacă aveți să ne... Nu puteți să spuneți așa ceva, este o mare bătrânire. Nu mi se întâmplă în fiecare zi să am oaspeți de talia dumneavoastră. Îmi pare bine că cunoștință de alba că vă știu de mult. Plus mă gândim dumneavoastră pe mine, nu? Un prostul șef la șoant al securității din județ. Da, ce lemn frumos! Am mai văzut o bucată de lemn frumos de foarte multă vreme. Noi ne-am chinuit fără rezultat să găsim o bucată de scândură să reparăm gardul. L-am primit de la colegii din Bucovina, genul ăsta de probleme nu există între noi.
există, aruncați rețeaua care continuă să fie funcțională. Pentru că credeți că mi-e ușor să mă reprofilez. În plus, am fost obligat să mă instalez aici, ca să fie mai aproape de Șilava, unde în primele luni a fost închis chiar generalul, a mers în fiecare zi să-i duce o cară, plăbuțeala, care-i vedea ce mergea lui și cere ce mă avea nevoie. Și de fiecare dată, aș fi vrut să întreb de ce atunci, în 22, când destrânseseră compoții în subsolurile CC-ului, au abandonat predarea armelor, dar nu au îndrăznit niciodată. Cred că nici nu s-ar cuvenit, pentru că știa ce face și atunci și acum. Și la închisoarea asta, liniștit, știa că nu o să-i se întâmple nimic. Dar gândit bine, pe aranjatorul. Cine a zis asta de mai bine de 1 kilometru și față de 3 metri, e făcut de bucata. Au o tabără. Să poată fi folosită la adică și pentru exerciții fără își pace nasul la vișeana. Și pian? Nu, pianul l-am cumpărat. Hai să mergem, îi spun eu lui Romi. Stați să vă dau doamna, să o pun în plânziar. Cât ne costă? Nu trebuie să-mi dați nici un an. Pe ce? Eu am dat bani de el. La revedere! La revedere! Sper să mai reveniți! Eram fără îndoială pradă și viitor de ușor a unei manipulări cu bătaia lungă, ceea ce făcuse omul pe care tocmai îl vizitase era o demonstrație de forță. Și scopul acestei demonstrații era să ne împiedice, să încercăm să-i ne împotrivim. Am știut dintotdeauna că una dintre marile putere ale securității era convingerea victimelor ei că era tot puternică. A fost odată ca niciodată când ascultarea postului de la Europa Liberă era o formă a rezistenței cotidiene a românilor față de regimul comunist atunci de rangurile sovietice. A fost odată ca niciodată când postul de la Europa Liberă era singura alternativă credibilă la mașinile interne controlată de partidul stat. A fost odată ca niciodată când la Europa Liberă a stat la 1500 de kilometri de București devenise pentru milioane de ascultători postul nostru de radio, spre deosebire de postul lor, adică Radio București. A fost odată ca niciodată când o formă de încheiere a unui program, sau cum mai de bine, a devenit o formă subversivă de salut pentru milioane de oameni. Și în decembrie 1989, România a auzit în bine și de bine. A căzut dictatura și odată cu ea și comunismul. Revenirea la democrație după un iatus de o jumătate de secol a fost mai dificilă decât ne sperasem. Arătat cu multe intenții bune, drumul s-a dovedit plin de răutoare și de capete sparte. Evident, astăzi România face parte din structurile europene și euroatlantice de necândit în 1989, însă practica democrației lasă încă de dorit. Comunismul regulat este tenace, statul de drept este sub ocazie practici antidemocratice, discursul anti-occidental, deci antidemocratic, este tot mai agresiv. În această cauză, Europa Liberă este adaptată la timpul noi, nu pe unde scurte, ci la un pic distant. Temele sunt neschimbate. Democrație, statul de drept, separarea de voluntă, liberă circulație a oamenilor și idilor, desfășurarea drepturilor omului și așa mai departe. Și, da, sau nu mai devine. Al dumneavoastră, Nicolae Conn Tubacu.